Bine m-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vreau să vă provoc la o dezbatere despre o idee pe care am lansat-o ieri, pe scurt, dar astăzi vreau să detaliez puțin, și anume, nu încerca să dai mai mult atunci când celălalt decide brusc să dea mai puțin, să ofere, evident, pentru că nu o să iasă. Nu o să poți să compensezi decizia celuilalt de a tăia brusc robinetul de a oferi timp, atenție, sex, resurse, emoții și așa mai departe, comunicare, nu vei putea. O relație este ca o mașină. Și dacă tu încerci să umfli roata din dreapta mai tare, pentru că roata din stânga s-a desumflat și mergi cu ea pe jantă, efectul nu va fi cel dorit de tine. Da? Poți să bagi tu câtă presiune vrei în roata din dreapta, care de altfel mergea bine înainte, pentru că mașina tot va merge aplecată într-o rână și tot pe jantă vei circula și, bineînțeles, mergând așa, ai mari șanse ca și costurile să fie direct proporționale cu, ce să zic, așteptările astea nerealiste. Drept urmare, în momentul în care celălalt decide să-și retragă ambasadorii, decide cumva să nu mai investească atât de mult în relație, ideea este să te duci către el să vezi ce s-a întâmplat și să încerci să-ți dai seama de ce a luat decizia asta. Să încerci să compensezi gaura lăsată, dând tu mai mult, nu face altceva decât să te umple de frustrări, iar frustrările astea, odată acumulate, odată adunate, bubuie și începi să țipi. La un moment dat vei ajunge să țipi. Drept urmare, asta este o greșeală. Sfatul meu ar fi să nu o faci, ci pur și simplu să-l chestionezi pe celălalt, să te duci către el, să vezi care a fost motivul pentru care el a decis brusc să nu mai ofere ceea ce oferea înainte. Pa!